Deși nu mai are nevoie de nicio prezentare, artistul Vasile Șeicaru este prezent în această seară în studioul Radio Suflet Drag, în emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Bună seara, stimate domn Vasile Șeicaru, și bine ați venit alături de mine și ascultătorii mei. Bună seara, mi se pare că mare distanța asta între voi, între voi și mine, adică voi căutați să o faceți destul de mare datorită unui respect pe care eu îl înțeleg, dar aș vrea să dispară, pentru că nu respectul să dispară, ci distanța asta pe care eu o văd, e prea oficială adresarea asta. Eu, să știți că și pentru copii și pentru prieteni și pentru cei care mă cunosc mai bine și cei care mă cunosc pentru prima oară, eu sunt Vale. Deci toată lumea îmi spune Vale mie, așa s-au obișnuit și copiii. Copiii îmi spun Vale, și că, așa că știi, să știi că respectul nu în asta constă, să-l faci pe ăsta maestru și să-l aud maestru, știi? Adică de la început eu impun niște reguli. De fapt nici nu sunt reguli, sunt niște... hai să le spun eu așa, că vreau să scăpați de niște bariere pe care ați putea să le vedeți. Vreau să avem o discuție absolut liberă, să mă întrebați absolut tot ce, și eu vă răspund dacă vreau, bineînțeles, dacă nu, știu eu să vă răspund în așa fel încât să ocolesc. Mulțumesc, Vale, e ok? Frumos, foarte frumos. Vale, cântecele tale sunt pe buzele tuturor. Fiecare spectacol este o demonstrație de forță și sensibilitate. De la ce vârstă ai început să cânti? Da, mă aștept de ce spui în prima. Eu ocolesc astea care sunt clișee, cum ar fi de la ce vârstă, cu ce gânduri de viitor, ce album ai, ce... Eu mă iau din ceea ce este interesant și din, ce, din întrebările tale. Eu știu ce interesează publicul și o să răspund. Chiar te rog. La ce cred eu că este de... Nu cred că îmi interesează lumea la ce... De la ce vârstă am început, ca și o prostie. Plus că le vezi pe site la mine, astea le-am spus un milion de ori. Spuneai de acest, sau așa am întrezărit eu, de faptul că există cântece mai ritmate și cântece mai de o factură mai lirică, de o profunzime mai mare. Da, în repertoriul meu sunt cântece de mai ritmate și cântece profunde. Cred că faptul că eu nu am un n-am un plan stabilit și nu am niciodată niciun fel de regie când apar în, pe scenă, ar putea fi un atu, dar poate să fie și un motiv de îngrijorare, pentru faptul că s-ar putea să uit ceva sau ceva versuri sau ordinea pe care o stabilesc înainte. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Eu întotdeauna când intru în scenă nu știu ce cânt. Și când spun asta în spectacol, oamenii au dubii și unii chiar nu cred că eu nu am o regie și nu știu, eu știu, nu urmăresc un fir călăuzitor până la final. Nu, așa este, nu știu ce cânt. De fiecare dată mă iau după ceea ce se întâmplă în scenă, pentru că fiecare moment care există în scenă acolo este unul irepetabil și eu îl numesc întâmplare. Deci astea pe care le țin eu, concertele astea, sunt întâmplări. Nimic nu seamănă cu ce a fost, din ce a fost ieri, cu ceea ce este astăzi și ceea ce va fi mâine. Chiar dacă sunt cântece la fel, eu nu le cânt la fel, având în vedere că eu cânt live și am gândat live toată viața mea. Da, așa este, ai dreptate, sunt de acord cu tine. Vale, ce părere ai tu despre tinerii interpreți din ziua de astăzi? Se ridică ei la nivelul interpreților consacrați? Păi, n-au cum să se ridice. Există un drum de parcurs care este obligatoriu. Nu ai cum să fii la 18 ani cum este unul la 30 sau și mai mare, la 40, la 50. Nu ai cum, pentru că intervine o anumită experiență care ridică și nivelul de interpretare, modul și în special profesionalismul ăsta care se bazează pe o experiență anterioară,
duce la perfecționare. Deci cine crede că poate să fie vedetă la 17 ani sau 18 ani, și când, da, el poate avea un succes, dar copiii ăștia dispar într-un timp foarte scurt. Și vinovați rămân cei care câștigă enorm de pe urma unor copii, crezând și făcându-i pe aceștia să creadă că la un anumit moment dat copiii ăștia se cred vedete. Nu, să ajungi să-i faci să creadă că sunt vedete și că îi recunosc oamenii pe stradă timp de 2 săptămâni cât apar la televizor. Că după aia, uite, într-o lună nici nu mai ține minte lumea cum îi cheamă, dar ei cred că asta ține până la nesfârșit. Nu, nu ține. Nu trebuie să-ți propui să cucerești tu publicul. Lasă-l pe public să te leagă pe tine. Corect, corect, așa este. Ai perfectă dreptate. Oricât ai vrea tu să-l faci pe public și să-i spui în timp ce cânti, văzând că nu ai reacție la public și că nu te aplaudă, tu să le spui, stați puțin, poate n-ați înțeles, și să insiști și să cânti, să faci. Nu e adevărat, publicul știe exact și dacă îi place, aplaudă. Și nu mai ești în scenă, dar dacă ești interesant și dacă ai ceva de spus. Dacă nu ai, dacă ți se aud pașii când ești în scenă, trebuie să te lași neapărat, să te apuci de altceva. Așa e, cu siguranță așa e. Vale, dacă ar fi să o iei de la început, ai alege tot muzica sau ai alege o altă meserie? Nu, întrebarea asta se pune, se răspunde șablon, dar nu am chef să răspund la întrebarea asta, că eu... Ce înseamnă asta dacă ar fi să o iei de la început? Dacă ar fi să o iei de la început, o iei de la început cu ceea ce îți dă atunci Dumnezeu, că nu mai ai bagajul de informații pe care îl ai acum. Dacă te întoarce în timp, fac o paranteză, a te întoarce în timp înseamnă a te întoarce în trecut. Trecutul nu există, el este un film. E ca un film. Așa cum nu există nici viitorul. Trecutul este un film, viitorul este o închipuire. Tot ceea ce putem noi să dispunem la ora asta este prezentul. Numai de prezent putem să dispunem, în rest nu putem să vorbim dacă ar fi, dacă n-ar fi. Eu doar știu că a fost să fiu profesor de educație fizică sau antrenor de not, și pentru că am făcut sport toată viața mea, în clasa 5-a până la final, am făcut sport de performanță și am și fost profesor de educație fizică timp de 7 ani. Am cântat cu o trupă rock, Cristal, și am învățat să cânt ani de zile. Bine, acolo cântând la public, cântând și în restaurant, și în bar, și am cântat peste tot. Am cântat ani și ani de zile, fără bani, fără niciun ban. Iar faza că, știți, să facem acum concerte, să facem pionierat, să facem pe ăștia să înțeleagă ce-i focul. Eu când aud asta, știi, cum nu știu cum să închid telefonul mai repede. Nu, există oameni care pot să facă lucrul ăsta, dar nu noi. Noi am făcut la momentul când a trebuit, când a fost scena cu flacăra, atunci am dat tot din noi. Acum e prea târziu, așa că nu va mai reveni niciodată scena cu flacăra, că nu e nevoie de el. Nu e nevoie de cena cu flacăra. A fost nevoie în anii 80, 70, 80 atunci. Acum nu e nevoie de așa ceva. Deci nu poate fi vorba. E o nebunie, un vacarm ar fi aici și nu e cazul să vorbim despre așa ceva. Cenacul cu Adrian Păunescu a fost pentru anii aia. În timpul comuniștilor, când în timpul comuniștilor tinerii nu aveau absolut nimic, nimic spiritual. Bine că e diferență extraordinară, calitativ, dacă ne gândim. Ceea ce se întâmpla atunci nu poate să semene cu ceea ce se întâmplă acum. Lucrurile erau calitativ superioare din orice punct de vedere cele din anii 80 față de ce se întâmplă acum. Pentru că întâlnire între oameni care totul se baza pe cultură, pe valoarea cuvântului, pe limba română vorbită corect. Acum se învață, se vorbește o limbă română murdară, șchioapă, îmbâxită, ca să nu spun împuțită. Limba română e frumoasă, este sublimă, dar ăștia mici nu o mai învață așa cum trebuie. Se fac greșeli flagrante de gramatică, se spune, din ce în ce mai des auzi și la televizor moderatorii ăștia care câștigă 100.000 de euro.
auzi vorbind, mai sunt decât 3 minute până la sfârșitul emisiunii, sau pun virgula între subiect și predicat. Sunt lucruri foarte urâte. Contează banul. Valoarea banului o vezi mai repede decât valoarea propriului tău suflet. Așa este, din păcate, și dreptate. Vale, în încheierea interviului, pentru ascultătorii Radio Secretar. Nu, nu, asta e din nou, este șablon. Nu se taie la montaj chestiile astea, că asta e... O să spun eu, de exemplu, nu am niciun gând transpus. Eu doar spre final vreau să le spun celor care mă ascultă că mă să-și închipuie că îi privesc în ochi acum și poate că nu ne vom întâlni niciodată, dar s-ar putea să ne întâlnim, noi asta nu știm. Cei care se vor întâlni cu mine, de regulă îmi spun, am ascultat și am știut că mi te adresez și mie. Da, eu mă adresez tuturor. De regulă spun că eu mi-aș dori, și asta este cea mai mare dorința mea vis-a-vis de cei care mă ascultă și iubesc muzica mea, să dea Domnul să ne vedem într-o sală de spectacol, ei cu gândurile lor bune, voi cu gândurile voastre bune și eu cu cântecele mele și cu speranța că va exista în continuare pentru mine reacția de feedback. Asta este cea mai importantă reacție de răspuns a oamenilor care te ascultă. Oamenii care mă ascultă, dacă ei iubesc muzica, aplaudă, eu revin la scenă cum mi se întâmplă mie într-un proces foarte mare, eu revin la scenă de fiecare dată și niciodată nu am motivat și ieșind din cer, din contră, m-au rechemat atâta timp cât toate acestea există, eu am certitudinea că nu trebuie să mă las de cântat încă. Când o să văd că dispare scânteia, va dispărea, odată va dispărea, stai liniștit. Când va dispărea, eu voi ști să mă retrag cu o fracțiune de secundă înainte de asta. Doamnelor și domnilor, ați ascultat în premieră și exclusivitate aici la Radio și pe drag, interviul ascultat de distinsul domnul Dumnezeu Tare. Mulțumesc încă o dată, stimate domn, vă îmbrățișez cu drag și vă invit să ascultați în continuare emisiunea și pe drag de știu. Și ca o surpriză pentru dumneavoastră și pentru ascultători, vom audia muzică cu mine în altul decât Vasile și Caru. Ok, toate bune!